Supun la vot cererea de motivare a absenței a colegului nostru, Bob Andrei Eugen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Rotar Mihai. Bună ziua! Spun la vot procesele verbale ale ședințelor din 30.09 ședința ordinară, 30.09 ședință convocată de îndată și din 8.10 tot o ședință convocată de îndată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Mulțumim! Dăm cuvântul domnului primar pentru ordinea de zi. Bună ziua, domnilor și domnilor! Proiectul ordine de zi, referat și proiect de hotărâre privind modificarea articolului 2 din HL 94 din 06-11-2020 referitoare la organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Virla, inițiator primarul municipiului, prezintă domnul Rotar Mihai, secretar general OAT, aviz consultativ Comisia de Urbanism. 2. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor de credite bugetare între capitole bugetare și de la un program la altul. Inițiator primarul municipiului Virla, prezintă Fărcaș Nicușor, director economic, aviz consultativ Comisia Economică. 3. Referat și proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții, CNISA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții, proiect tip Creșă Mică, din municipiul Virla, strada parcului numărul 35A, județul Cluj. Inițiator primarul municipiului Virla, prezintă Murar Vasile, arhitect șef, avize consultative, Comisia Economică, Juridică, de Urbanism și Învățământ. Mulțumesc! Supunem la vot. Cine este pentru proiectul ordinii de zi? Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe. Trecem la punctul 1. Prezintă domnul Rotar Mihai. Articolul 1. Componența Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism este următoarea. Mureșan Marius Mircea, Păgăcean Vasile, Mona Tiberiu, Mureșan Dan Cristian și urmează să faceți o propunere pentru încă o poziție. Componența celorlalte comisii de specialitate rămâne schimbate. Articolul 2. Prezenta hotărârii va fi comunicată instituție prefectului județului Cluj, primarul municipiului Virla, precum și persoanelor nominalizate în prezenta hotărâre. Vă rog să faceți, adică, după. Mulțumesc. Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Mulțumesc. Vă rog să faceți propuneri, domnul Mureșan. Vă propun pe domnul consilier Neamțu Vasile. Mulțumesc. Alte propuneri? Să se facă buletinele de vot. Pentru domnul Neamțu Vasile și un vot împotrivă. Mulțumesc. Domnul Neamțu, felicitări. Hotărârea trecută. Trecem la punctul 2. Trecem la punctul 2. Avizul Comisiei Economice este favorabil. Rog pe domnul Nicușor Părcaș să ne prezinte. Articolul 1. Se aprobă virările de credite bugetare între capitolele bugetare și de la un program la altul, astfel, capitolul 75000 710101, vederii cu execuție capele rășnate minus 80.000 de lei, capitolul 661006, aparatură medicală plus 80.000 de lei. Articolul 2. Se aprobă modificarea bugetului local pe anul 2021 conform virării de credite aprobate. Și articolul 3, conducerea amendirea prezente, se credințează Direcția Economică și instituțiile subordonate. Mulțumim. Repet, avizul Comisiei Economice este favorabil. Sunt discuții, întrebări? Vă rog, domnul Mureșan. Grupul
consilierilor USR este de acord cu acest, vom vota acest proiect, însă vrem să avem cumva un angajament că proiectul de la care se iau banii va intra cel puțin pe următorul buget, din câte știu este totul de fizibilitate acolo care a fost plătit și să nu ajungem în situația să trească refăcut. Mă gândesc că s-a luat în calcul și această variantă, dar vrem totuși să știm că se va include pe, undeva cu prioritizare pe următorul buget, încă o dată, pentru a nu se pierde banii cheltuiți cu studiul de fizibilitate. Totodată, dacă mai sunt solicitări, știm că în momentele astea spitalul trece printr-o perioadă destul de dificilă. Suntem de acord că toate solicitările care vin din partea managerului sau a spitalului în sine și vom fi pentru astfel de acordări de sume. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, domnul primar. Dumneavoastră să răspundeți? Da, capela se va face. Se va prinde în continuare. Anul acesta nu i-am dat drumul dintr-un motiv tehnic, care pot să vi le explic după ședință. Ține de forma capelei. Studiul de fizabilitate este în regulă, proiectul va avea nevoie de mici modificări, să fie în ton cu solicitările clericilor. Mulțumesc, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A trecut în unanimitate și punctul 2. Trecem la punctul 3 al ordinei de zi. Îl rog pe domnul Morar Vasile să prezinte. Se aprobă plecarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții pe bază de protocol a terenului situat în municipiul Ghela, strada 4, numărul 35A, județul Cluj, aflat în proprietatea municipiului Ghela, suprafață de 6.675 metri pătrați, identificat potrivit cărții funciare numărul 50.834 cu număr cadastral 50.834, liber de sarcini și 9.977 metri pătrați, identificat potrivit cărții funciare numărul 50.082 cu număr cadastral 53.082, liber de sarcini, în vederea realizării de către CNI a obiectivului de investiții proiectiv Creșă Mică din municipiul Ghela, strada 4, numărul 35A, județul Cluj. Articolul 2. Amplasamentul este reabilitat conform documentelor urbanistice cu respectarea reglementelor în vigoare. Articolul 3. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al Municipiului Ghela de Cluj-a Cărterilor pentru acordurile la utilități. Articolul 4. Consiliul Local al Municipiului Ghela se obligă să asigure în condițiile legii suprafețele de teren necesară pentru depozitarea și organizarea șantierului. Articolul 5. Consiliul Local al Municipiului Ghela se obligă ca după predarea amplasamentul obiectivului realizat să mențină destinația acestuia și să-l întrețină pe o perioadă de minim 15 ani. Articolul 6. Se împuternicește primarul municipiului Ghela domnul Dragan Ionel Ovidiu în vederea semnării protocolului de predare primire și de cucerire în această hotărâre. Articolul 7. Prezenta hotărâre se comunică prin grijă secretarului primarului, direcțiilor publice din cadrul primăriei municipiului Ghela, instituție prefectului Compania Națională de Investiții. Mulțumesc. Avizul Comisiei Economice este favorabil. Comisia Juridică? Comisia Juridică? Comisia de Urbanism? Aviz favorabil. Comisia de Învățământ? Favorabil. Mulțumesc. Am înțeles că sunt discuții. Vă rog. Cine dorește? Domnul Sas, vă rog. Bună ziua! Am transmis secretariatului un amendament. Îl face referire la faptul că respectiva suprafață de teren, respectiv una dintre parcele, cea de 6.675 metri pătrați, a fost obiectul unei hotărâri de Consiliu Local în ianuarie 2020 și a fost aprobat spre predare către CNI pentru construirea bazinului didactic.
Acum venim și facem o altă hotărâre prin care aceeași suprafață o cuprindem pentru construirea creșei, fără să mai facem referire la patrimoniul didactic. Considerăm că, din punct de vedere juridic, atribuim aceleași parcele, două destinații diferite, fără să facem corelare între ele. Drept urmare, am propus un amendament care să modifice două articole. Astfel. Articolul 1 să aibă o nouă formă după urmează. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice prin compania de investiții CNI S.A. pe bază de protocol a terenului situat în municipiul Gherla, strada Parcului, numărul 35A, Cluj Napoca, aflat în proprietatea municipiului Gherla, în suprafață de 2977 metri pătrați, identificat potrivit cărții funciare numărul 53.082, număr cadastral 53.082, liber de sarcină. Această parcelă de teren, împreună cu parcela de teren situată în municipiul Gherla, strada Parcului, numărul 35A, județul Cluj, aflată în proprietatea municipiului Gherla, în suprafață de 6.675 metri pătrați, identificat potrivit cărții funciare cu numărul 50.834 Gherla, număr cadastral 50.834, a cărei predare s-a stabilit prin hotărârea numărul 48 din 30.01.2020. Se predau cu vederea realizării către CNI a obiectivului de investiție proiect tip Creșa Mică din municipiul Gherla, strada Parcului 35, județul Cluj și parțin de tot didactic din municipiul Gherla, strada Parcului 35, județul Cluj. Articolul 6 se împuternicește primarul municipiului Gherla de la Ionel Ovidiu în vederea semnării protocolului de predare primire de depuși în această hotărâre și am completat și din hotărârea numărul 48/30/2020 privind predarea către Ministerul Plăbării Publice și Administrației prin Compania Națională CNI la amplasamentul pentru asigurarea condiții în vederea executării obiectivului de investiții, proiectiv, bazin de not didactic, în vizit cu Gherla, strada Parcului, numărul 35A, Totodată, pe lângă acest amendament, am formulat trei întrebări. De ce nu a fost adus la cunoștință Consiliul Local acest proiect, ținând cont că adresa din partea CNI datează din 31 august 2021? Domnul administrator public, Vlad Bărbostu, ținea ședința în 30 ianuarie 2020, la momentul supunerii la vota bazinului didactic, că în conformitate cu OUG numărul 57/2019, hotărârea asupra domeniului public și privat pare Consiliul Local. Consiliul Local trebuie, înainte de a se trimite această locație, să fie consultat. De fiind consultat, s-a aflat de trimite această locație și suntem în situația penibilă să riscăm să stricăm o bază sportivă cu desfac antrenamentul 100 de copii, cum e citat. Astfel, din iar, de executivul trebuia să vină în fața Consiliului Local și apoi să transmită documentele la CNI. Tot atunci, la solicitările reprezentanților fotbalului gherlean, administrația a afirmat că pe terenul de fotbal numărul 2 va rămâne o bucată de teren și se va face un teren sintetic, iar, ca de idee, acest teren se va reloca pe terenul de pe deal la Cluj. Nici una din aceste promisiuni nu a fost respectată. Au trecut o an de atunci, unul cu noua administrație și nu avem o soluție pentru relocare. De ce nu s-a ajuns? De ce s-a ajuns în situația în care un proiect de investiție așa importantă s-a pus pe ordinea de zi a unei ședințe de îndată, fără consultare publică și o dezbatere serioasă până la summit atât de controversat? Ce se întâmplă cu demersurile pentru repunerea în funcție a fostei creșe? Vor continua și vom avea două creșe? Există un studiu care să analizeze dacă sunt fezabile două creșe la nivelul municipiului. În cheiere vreau să susțin faptul că Gherla, într-adevăr, are nevoie în acest moment de o creșă, iar decizia pentru această construcție ar trebui să se ia în baza autorității exacte. Vă mulțumesc!
În primul rând, să înțeleg că vă păstrați amendamentul. Da. Pentru ca să pot merge mai departe cu discuția mea, având în vedere faptul că executivul a venit în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre, când se va vota amendamentul, vă rog să țineți cont de câteva aspecte. Este vorba de un teren, nu este vorba de a suprapune creșa cu bazinul de not, pentru că este vorba de un teren de 6.000 de metri pătrați predat deja CNI-ului. Discuțiile cu CNI-ul le-am avut vis-a-vis de acest subiect, sigur că în ultimele zile, pentru că fac o paranteză, s-ar putea să fac mai multe paranteze pe parcursul acestui discurs. Sigur că adresa de la CNI este de la sfârșitul lunii august, în luna septembrie, nu este chiar așa de lungă, dacă numeri august, septembrie, octombrie, ți ies 3 luni, dar dacă numeri zilele, ți ies vreo 40 și ceva de zile. Și în decurs de 60 de zile trebuia să dăm un răspuns dacă vrem creșe sau nu. Trebuia să dăm un răspuns ce tip de creșe din cele trei tipuri supuse, din cele trei tipuri pe care Compania Națională de Investiții le finanțează. Pentru că, o altă paranteză, finanțarea construcției creșe este făcută prin Ministerul Dezvoltării, respectiv Compania Națională de Investiții. Și acel teren mare, revenind, a fost predat pentru sala de sport. Se putea face atunci o dezmembrare care era suficient pentru sala de sport, dar pe acest teren încape și creșa, am discutat cu Compania Națională de Investiții și modul cum am redactat noi proiectul este acoperitor, legal și suficient. De ce nu am venit mai repede? Pentru că am studiat mai multe variante de teren, mai multe, nu așa de multe din câte avem, dar din nefericire pentru noi astăzi, liber de sarcini, de aproape 3.000 de metri pătrați, aproape de utilități, undeva în oraș, ca să zic așa, a fost singurul teren disponibil, teren viabilizat, sigur, dintr-un subiect destul de delicat la vremea respectivă. Noi am asigurat asociațiile sportive că în acest mandat, cu siguranță, vom rezolva și baza sportivă promisă, să spunem, la vremea bazinului de not. Așa că, iar vis-a-vis de chestiuni de dezbatere publică, deocamdată proiectul de hotărâre pe care l-am supus aprobării respectă normele codului administrativ, așa că restul sunt discuții, hai să ne auzim discutând sau să ne auzim vorbind. Iar vis-a-vis de studiul de piață, dacă trebuie două creșe sau nu, el este făcut prin starea noastră civilă, 200 de nașteri, copiii de la 2 la 3 ani nu au unde să meargă și creșele vor asigura vreo 100 de copii, ambele. Așa că tot rămân vreo 100 pe care, sau cărora părinții trebuie să le găsească alte variante. Iar creșa de pe Coșbuc se va face, pe cap. Așa că ambele creșe sunt în discuție să se facă. O întrebare. Prima plasament din bazinul didactic s-a predat și când a fost făcută predarea, de pe cine? Deja se licitează bazinul. Sunt două firme, sunt tot o chestie, dar e licitație. Ați precizat? S-a predat. Am întrebat. Da, s-a predat. Și am întrebat când s-a predat, de către cine? Și de către cine? În luna august 2020. Ok, vă mulțumesc. Mai sunt întrebări? Mulțumesc. Supunem la vot punctul 3 cu amendamentul făcut de colegii de la USR.
fundamentul supunerii la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Împotriva amendamentului este cineva? Abțineri? Mulțumesc. Amendamentul nu a trecut. Supun la vot punctul 3, fără amendament, în forma inițială. Cine este pentru? Domnul Năsălean, vă rog, cum sunteți? Pentru? Abțineri? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc. Atâta e să fiți de rapid, domnul Năsălean, am cer scuze. Vă rog să fiți un pic mai atent la persoana mea. Mulțumesc. Mulțumesc. Punctul 3 a trecut. Mai sunt alte nelămuriri, întrebări? Vă rog, domnul Măsălean. Referitor la punctul ăsta, da. Referitor la punctul ăsta, cred că tot ceea ce se face de drumul AT și mai ales pe banii altora e foarte important să se facă. Noi am avut ca să, și prin votul nostru, ca să subliniem faptul să dorim să se facă, nu m-aș vrea ca toată lumea să observe diferența între unii și alții referitor la ce s-a întâmplat anul trecut, când a fost aduși prin bunăvoința lui domnul Bărbos, care nu se face de treaba lui, a fost oameni ca să spună că nu se poate strica stadionul, nu? Că ați invocat o lege. Acum, cred că administrația astăzi va fi în stare să găsească o altă soluție pentru conferința primăverii. Eu cred că cred că Bazilie era și gata, dacă tot ați întrebat undeva, n-a fost nou, numai la treia vot a trecut. Dar vreau să subliniez asta, că e diferența între unii și alții. Opinia politică ar trebui să ne păstrăm în cadrul partidilor, iar când vrem să votăm într-un oraș ceva, să votăm pentru că dintre cine e primar sau cine are majoritatea. Asta am văzut. Nu trebuie să-mi răspundeți nimic, domnul Bărbos, că însă tot. Singura diferență că, probabil, cei de la Asociația Sportivă au încredere la administrația de astăzi de aia la că se va face. Păi da, așa aveam încredere și în aia la altă. Lăsați încrederea, că încrederea a fost că i-ați adus voi. Și acum aș fi cu ei, ne-ai creat un ușor contact politic și problemă. Da. Dacă îmi permiteți, se pare că n-au fost aprofundate lucrurile suficient. Probabil trebuie să observați că actele, sau să vă precizez dacă nu știți, că actele nu au fost trimise la Compania Națională de Investiții, decât vor fi trimise după hotărârea de Consiliu, care este favorabilă, spre deosebire de bazinul didactic, care a fost deja contractat, semnat, parafat cu mult înainte de a ajunge în Consiliul Local. Aici nu ați observat această nuanță, care e foarte importantă. Am venit la timp. Din păcate, ce ne e terenul de sport sau terenul care a fost predat pentru bazinul didactic, este la CNI. Nu mai putem să-l predăm în altă parte, nu putem face alte proiecte pe ele, decât încercăm tot prin CNI să facem o altă investiție. Asta ați înțeles dumneavoastră, rămânând acolo o suprafață care nu poate fi folosită nici pentru măcar pentru un teren sintetic. Dar, sigur, măsurile și suprafețele și astea trebuie citite, aprofundate, nu doar de, doar așa după o vreme. Deci, încă o dată, să fie foarte clar, acum se ia decizia în Consiliul Local, vor fi trimise hârtiile pentru creșe. Pentru terenul de sport s-a întâmplat exact invers. Mulțumesc.
Consider ședința încheiată. Domnul Mureșan dorește să spună ceva. Mă scuzați, mai stă aveți răbdare. Vă foarte scurt. Dacă tot suntem la capitolul observații, am pe limba una care nu pot să o duc acasă, colegilor de la USR, pe care îi rog. Domnilor colegi de la USR, cu dumneavoastră vorbesc. Am ce să Okay. Atunci le spun colegilor care sunt mai atenți, uitați-vă face că este un amatorism pe care a trebuit un an de zile de activitate în Consiliul Local să piardă sau să-și corecteze. Astăzi au promovat din nou acest amatorism în ședință. La primul punct roagă, nu știu, executivul sau pe cine să pună pe bugetul viitor, capela din Hărdate, doar ei sunt responsabili de bugetul viitor, nu adică să și-l pună. Acum cer ca terenul să prevadă bazinul, e un teren care acceptă și bazin și creșă, deci venim în Consiliul Local să promovăm autorism. Ar fi momentul să îl lase acasă și să vină aici profesionist. Mersi, pe ce ce m-am scurat. Era la punctul 2, domnul Deplic, pe care nu știți ce trebuie să ne discutăm pe ordinea de zi. Deci, sunteți varză! Lasă-mă la